Eu sunt Sorin Stratulat, sunt hair stylist, adică mă ocup cu părul. Asta dacă nu știați. Știm, cum să nu știm. Și nu este doar un simplu hair stylist, ci este unul dintre cei mai buni. Vedete precum Delia, Simona Halep, Ina sau Antonia și mulți alții se lasă pe mâinile magice ale lui Sorin Stratulat. Mi-am propus să vă spun 50 de lucruri despre mine. Îmi place înghețata, îmi place muzica, îmi place să alerg în parc, îmi place natura, îmi place să fie ordine în sertare, îmi place să apar în tot felul de poze, îmi place să mănânc deserturi, îmi place să fac deserturi, îmi place să și gătesc. Și cu toate că îi plac atât de mult deserturile, dacă ar fi să aleagă o mâncare preferată, hairstylistul vedetelor ar alege... Dacă ar fi să aleg o mâncare, aș alege cartofii prăjiți. Nu-i sănătos, știu. Asta este vocea din capul meu când îmi spune că nu e ok să mănânci cartofi prăjiți. Nu prea îmi place să am animale. Necesită foarte mult timp. Îmi place familia mea. Cel mai tare și cel mai tare îmi place de bunica mea. Îmi place să călătoresc. Locul meu preferat este Los Angeles. Îmi plac muzeele. Îmi place să aloc timp să stau în muzee, tocmai ca să pot admira cât mai mult lucrurile pe care le văd acolo. Îmi place arhitectura. Suntem siguri că vă întrebați ce ar alege hairstylistul vedetelor în materie de nuanțe de păr. Care este coafura lui preferată, dar și cât timp petrece în salon. Dar să le luăm pe rând. Îmi place blondul. E culoarea mea preferată de păr. Nu mă jurați, vă rog. Am un scop ascuns, să fac o nație de blonde. Îmi place părul wavy. Sunt dreptaci, dar pot să coafez cu ambele mâini. Sunt un pic de workaholic, așa. Adică petrec foarte multe ore la muncă, dar îmi place. Și chiar dacă muncește foarte mult, atunci când are timp liber... Îmi place atunci când sunt liber să nu vorbesc deloc la telefon. Îmi place masajul, îmi plac spa-urile. M-aș muta într-un spa.